Pompierii secției Brad din cadrul ISU Hunedoara și-au îndeplinit misiunea executată în timpul situației de urgență determinate de ploile torențiale care au afectat satele Rișca, Baldovin și Rișculița din comuna Baia de Criș și după aproape 20 de ore de intervenții s-au întors la bază. Ieri, ministrul mediului Mircea Fechet a efectuat o vizită în această zonă, scopul vizitei fiind cel de identificare a măsurilor necesare pentru a minimiza daunele și a oferi sprijin celor afectați. Am prezentat ministrului mediului situația actuală și necesitățile urgente ale tuturor zonelor afectate din județul Hunedoara și măsurile de intervenție întreprinse până în prezent. În contextul acestei întâlniri am supus discuției și investițiile extrem de necesare din nordul județului nostru, barajul Mihăileni, infrastructura de pe Valea Ciungani din Vața de Jos, dar și despre rezolvarea problemelor din Țara Hațegului, a declarat prefectul Călin Marian. În timp ce administratorul public al județului Costel Avram însoțește pe teren echipele de evaluare a pagubelor produse de ploile torențiale. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, este la București pentru a susține la ministere cauza locuitorilor din zonele sinistrate privind posibilele despăgubiri. Astăzi, în urma ruperii unui pod de acces, doar satul Ulm din comuna Cerbăl este în continuare izolată din punct de vedere al accesului auto. Până la această oră s-a reușit realimentarea cu energie electrică a localităților Arănieș, Lelese, Sohodol și Runcumare, iar până mâine dimineață se va rezolva această problemă și pentru locuitorii din satul Vălari. Din nefericire, o nouă atenționare de ploi abundente a fost emisă pentru zona de nord a județului Hunedoara. Meteorologii avertizează că vor fi averse abundente, care vor ajunge izolat și la 40 de litri pe metrul pătrat. Atenționarea este valabilă până la noapte, la ora 3.